pa. Da e, e la limita zonei de jos, zona de jos. Noi mergem în zona ce? Ar trebui să ies la colțul câmpiei, unde se vede drumul ăla care merge așa. Astăzi suntem într-o acțiune de căutare a unei persoane dispărute. De fapt, nu e o acțiune, e un exercițiu în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Suntem 14 mașini, de fapt 14 mașini și un motor. Suntem împărțiți pe 7 zone și în fiecare zonă avem ceva indicii și într-o zonă un manechin. Avem 3 ore la dispoziție să-l găsim sau să găsim măcar indicii. Că noi avem zona noastră și manechinul poate e în alta. Pe undeva la ora 10 dimineața și destul de cald momentan la soare. Încă unul pe zona 4, pădure. Dan Dragă, unde ești? Bun. Asta ar fi zona. Dincolo de asta. Da. Eu mai iau pe lângă. Pe lângă sau printre noi? Că... Da, tu ești printre. Mai mobil, că poți... Da, da, da. Eu încap oriunde. Da, chiar că e foarte bine. Aici e închis. Asta e zona? Da. Bun. Văzutem bine, ei ori venit de până la urmă.
Ei trebuia să o mai sus în stânga, știi că da, da. Că intrăm în mijlocul zonei și el o ia prin partea de sus. Partea alaltă, da. Trebuie să-mi bag un pic de aer. Am lăsat o moale ieri pentru concurs, că a fost noroi. Iar dacă mere numai pe... Da. Iar amul, dacă mere numai pe forestiere, nu are rost să las. N-are rost să las așa moale. E altă viață deja. Nu, nu, gata. Gata? Da, da. Ok. Fuh, selepul. Dar nu știu ce am făcut cu el. N-ai unde radă strâns selep? Ia să văd cum arată. A, de la... E ăla. Nu. Eu cred că eu l-am împins, Samu. Sau ce am făcut cu el. Dar cred că am o șurbenință lată și mă descurc cu ea. Ia strânge ambreiajul, te rog. Atât. Chiar pe acolo, Jetu. Aha. Trebuie să strâng selepul. O, oh, am. Așa de la. Ca norocul. Cauciucul e bun? Bun, eu-s gata. Ceva dulce. Dacă tot am făcut o pauză, îi dau și o poză pe asta. Îți vei scrisă eu și acum am schimbat pe harta asta care mi-e trece mai mult. Ce noroc am avut cu ăla. Așa ceva nu trebuie să lițiască niciodată. Normal, eu l-am pus pe o valvă ruptă. Ca să fie un pic mai mare și să nu-l pierd. Pentru că am mai avut pus direct pe valva de la roată, dar le-am mai pierdut. Și decât să-l pierd și când am nevoie să mă aflu fără el, mai bine îl țin în ghiozdan. Stă el acolo. Și de acolo sigur nu-l pierd. E o pungă de flacone. Da? O pungă cu flacone. A, deci nu. Nu-s flacone. Aruncate numai. Că tu, de exemplu, fiind așa de mobil, tu poți merge în față mai ușor ca noi, că noi merem da, da. Să ne uităm, știi? Și dacă găsești ceva, te oprești. Sigur. Că vezi mult mai bine ca noi, știi? Deci tot, tot înainte. Ca să știi. Deci noi, cum am intrat aici în pădure, să de un punctul ăsta vrem să facem dreptunghiul ăsta mare. Merem roata pe el. Deci în dreapta cum ar fi o luăm, nu? Deci da, uite, o luăm pe aici, pe aici, mergem în dreapta, coborâm și venim, facem inelul ăsta. Da, da, ne învârtim în cerc. Am făcut inelul ăsta, după aia îi dăm drumul ăsta. Că ei, colegii noștri, au zis că merg pe ruta asta și să ne întâlnim undeva în punctul ăsta. Da, da.
ei ori mergi roata, da? Noi acum facem dreptunghiul să apoi vedem. Bun. Ce noi. Perfect. Dar îl ducem ăsta până în capăt. Da, da. Și dacă cumva putem acolo, nu, dacă nu ne întoarcem înapoi pe asta. Perfect. Cam asta ar fi. Acum, da, da, da. Stai cu multă imagine. Aproximativ, da. Și coordonate cam la orice indiciu care ar putea duce la găsirea persoanei sau a manechinului în situația de față. Mai în spate, băiețul a luat-o tot în față, eu am luat-o la dreapta și undeva în capătul pădurii o să fac stânga și o să mă întâlnesc cu ei undeva mai sus. Nu cred că are rost să mă grăbesc, că nu mă mai tare ca mine. Este aici o pungă. Goală și mai probabil e de la ăștia cu lemnele. Deci am venit de acolo parcă și ar trebui să iau pe aici ca să mă întâlnesc înapoi cu ei. Mers în stânga acolo, dar probabil eu o să mă aștept în față, unde trebuia să ne întâlnim și mă duc spre ei, uite că-i văd. Aici noi. Mă duc la foișorul ăla. Mă duc la zona asta, deci zona asta de aici și să urcăm după aia pe drumul, uite pe care trebuie, de asta în sus. Acum, cred că ne-ai ajuns tu din urmă. Da, sigur. Nu, nu mai trebuie să-ți dăm share location. Nu. Sau, ne-ai ajuns tu din urmă. Nu e nevoie. Mă descurc eu. Dacă vreți, dăm share location. Nu e nevoie. Mă descurc eu. Cu oricum, mă învârt eu în cerc. Deci cu asta nu se compară. Da. Da, nici când ploaie nu se compară. Da, e adevărat. Nici când e noroi, nici când ninge, nici când e frig. Da, nu, asta e diferent. Da. Bun.
că îi, că nu se vede nimic. Cred că am ajuns. De unde am urcat? Aproape. Sau nu? Hai să vedem. Nu cred. Mai văd pe cineva acolo sus? Destul de greu, că area e foarte mare, drumuri la greu. Deci aici mergem la noroc numai. Cred că ăștia de aici sunt colegii noștri. VLD ar trebui să aibă numărul. Credeam că vine de undeva. Credeam că vine de undeva. Nu. Nu sunteți la căutări, nu? Nu vine. Na, mersi, ciao. Credeam că e din trupa noastră. Mai ales când l-am văzut că stă, mă gândeam că poate caută ceva. Dar se pare că nu. Și aici cred că o să ajung la ceva casă. Nu, casa e în dreapta, că era mai bun drumul. Uitam eu în toate părțile de unde vin câine. Și apoi când colo, la el în portbagaj. Nasol așa fără GPS, că nu știu, mai ies în area de căutare, nu mai ies, apar n-am. Iar să mă opresc tot din 10 în 10 minute să văd pe unde ies.
pierdere de timp. Lasă aici că vreau să-i fac și o poză. Dacă tot mă urc aici. Sper că nu se îmboardă. Merg mai departe, dar în direcția opusă. Căuta băieții pe mine imediat. Să vezi de nu. Nu-i cazul. Ar trebui să țin direcția spre dreapta. Oba. Flacoane numai. Bă, dar oamenii ăștia chiar n-au ce face, mă. Mai bine să le dea foc naibii, că doar ard, decât să vină să le arunce pe aici cu pădure. E plină pădurea de flacoane. Deci toate marginile de pădure sunt pline de flacoane. Dar fi să le număr, numai acolo erau 4. Încă 2 acolo. Vai, șamar. Am primit pe grup niște indicii și nu prea mi se încarcă să le văd. Încerc să mă duc înapoi în direcția bună, să dau de un pic de semnal. Cred că merge netul aici. Ba, uite că merge. Dar că eu nu știu ce zonă îs. Na, trebuie să mă orientez un pic. M-am îndepărtat cam mult un pic. Trebuie să mă duc mai în față. Spre lac. Acolo sunt indiciile. Opa!
colțul ăsta, uite-te, colțul ăsta e colțul ăsta, deci noi trebuie să mergem, deci noi trebuie să mergem, uite, aici trebuie să mergem noi. Care e direcția? Acum ne uităm. Da, cu telefonul, învârte-l și... Hai să pun pe picior. Bă, aici e lângă noi, mă. Da? Și dacă mai te uiți, mai sunt încă două care sunt în direcția aia. Unul în câmpie, unul în pădure. Du-te tu cu motorul mai rapid la ăla din câmpie. Așa două? Da, pe toți dai seama că acum venim 5 minute direcția asta. Eu am plecat afară la cele două indicii. Tu la ăsta și atunci ne revedem aici afară. O trimis-o pe grup, da. Bun, eu am plecat atunci în câmpie. Ăsta îl găsiți voi atunci. Și după aia veniți în câmpie. După aia veniți în câmpie, că merem în sus și în dreapta la următorul. Nu știu, eu trebuie să ies afară pe aici. Da, da. Și ne vedem la indiciu 2. Cred că ăsta ar fi indiciu. Mă, ușor. Cred că asta e, a? Da. E zona... Deci așa perfect drept. Bun. Zona 2. Ar fi o intersecție de drumuri. Nu, mă duc eu încolo. Uite, și indiciul ăsta alt. Să facem o poză și la el. Sunt spre baraj, puteți să mergeți unde e zona încercuită, pe zona 8, dacă nu s-a găsit nimeni să meargă încolo încă. Unde e zona încercuită și cele două agrafe galbene din mijlocul pădurii, cum ar veni, nu spre lac. Yeah.
asta e. O, băgam și piciorul. Sper că nu ia apa aici jos. Nu. Lux. S-a găsit? Tura 2 de noapte. Da, da, da. Trebuie să se sparie și să iasă. Da, nu? Da, ceva butură de acolo băgată. Cum? Ceva butură l-o băgat. Au. Cam să jumă capul e afară. Dacă... Dacă dăm mare zona, cam greu. Că nu o să fie situații în care să zici că tot timpul trebuie să găsești ceva. Tu trebuie să, no. În cel mai bun caz, trebuie să excluzi o zonă, că acolo nu este nimic. Deci noi nu neapărat că mergem să căutăm pe cineva. Mergem să mai scoatem o zonă în care poate să fie. Deci cam asta ar trebui să fie... mindset-ul. Știi, nu că trebuie să mă duc să-l găsesc eu, nu, eu trebuie să mă duc ca pe zona pe care am fost trimis, să știu că acolo nu e nimeni. Dacă îl și găsim acolo, cu atât mai bine, Doamne ajută, nu-i problemă, dar cine nu a găsit nimica sau a avut indiciu și s-a învârtit în jurul lui, nici nu e o chestie că bă, n-ai găsit. Păi ok, știi că în zona respectivă nu a fost nimica, se poate tăia de pe hartă și să se ducă toate eforturile în altă zonă. Sau dacă s-a găsit un indiciu în zona aia, poate să vină lume din altă parte să caute în zona respectivă.